Odată cu răcirea vremii, aparatele electrice de încălzire sunt la mare căutare, însă specialiștii avertizează consumatorii care aleg astfel de dispozitive să atragă atenția la garanție, calitatea materialului din care sunt produse, dar și la consumul de energie electrică. De asemenea, exploatarea acestor aparate în exces ar putea provoca incendii. Aparatele de încălzire au invadat piața autohtonă. Comercianții spun că cele mai solicitate dispozitive sunt aerotermele. Cel mai întrebat e de mulți ani le se folosesc, cel mai întrebat e și prețul e combinabil. Cel mai mare, dar, mă rog, acele mai scumpe, în primul rând, și nu prețul întrebat. Specialiștii avertizează că, deși sunt accesibile, acestea sunt periculoase. Este un produs relativ accesibil, dar totodată care trebuie să fie utilizat corespunzător. Ne dăm seama de capacitatea 1200, ce se va reflecta în factură, poziții 2, un pericol avansat ce își ține de să nu lăsăm nesupravegheat, pentru că poate produce incendii sau să cadă în sensul dat pe un covor sau pe o suprafață. Totuși, oamenii spun că deocamdată fac economii. Jec nu ne-a dat, grății nu ne-a dat, dar ne-am deprins cu așa ceva, de la piață. Nu folosim că e scumpă lumină. Ce dorogă, zicem, păca cerpim, n-as ne dicei, păca cerpim tac. Potrivit datelor oficiale, în ultimele 9 luni ale anului au avut loc 115 incendii, în urma folosirii dispozitivelor electrice de încălzire. În primul rând, trebuie de început cu faptul de a selecta corect aparatele electrice de încălzit. Evitarea la maxim a prelungitoarelor, deci a rețelelor electrice provizorii. Lăsarea fără supraveghere este practic interzisă acestor aparate. Cele mai ieftine aparate de încălzire electrice sunt aerotermele, care costă între 300 și 350 de lei, iar cele mai scumpe sunt caloriferele electrice, care pot fi găsite la un preț de până la 2000 de lei.